Condițiunile de pace ale Rusiei sunt cunoscute. Nu mai rămâne îndoială că poarta otomană recunoaște independența României și ne acordă chiar despăgubiri teritoriale. De asemenea, nu mai rămâne îndoială că Rusia va primi despăgubiri fie în bani, fie în cesiuni teritoriale. Unde ne va acorda însă poarta despăgubirile teritoriale? Fără îndoială, peste Dunăre. Vom avea dar, ca țară neatârnată, un fel de provincii externe, un fel de colonii, pentru a căror dezvoltare și prosperitate vom putea consuma o parte din prisosul capitalului de inteligență al țării. După ce ne-am organizat pe temelii statornice și ne-am consolidat ca țară neatârnată, activitatea noastră politică se va îndrepta asupra peninsulei balcanice, unde trebuie să căutăm împlinirea misiunii poporului român. Dar unde va acorda poarta acesiuni teritoriale pentru Rusia? Fără îndoială numai în Asia, căci numai aici cele două împărății sunt hotarnice și pot să-și schimbe granițele fără de a jigni drepturile altor state. În Europa, Rusia este despărțită de Turcia prin îngusta limbă de pământ care se numește România. Și oricât de îngustă ar fi această limbă de pământ, ar fi o nemaipomenită anomalie ca Turcia să cedeze Rusiei teritorii ce sunt despărțite prin această limbă de pământ, chiar atât de îngustă de trupul împărăției rusești. Cu toate acestea, ni se asigură din izvor foarte autentic că Rusia voiește să facă și în Europa achizițiuni teritoriale. Ba chiar mai mult, este un lucru hotărât și pus afară de toată discuțiunea ca Basarabia română să treacă sub stăpânirea rusească. Se vorbește și mereu se vorbește despre aceasta. Niște ziare totdeauna bine informate ca Norddeutsche Allgemeine Zeitung, arată pretextele pentru care Rusia trebuie să stăruiască a face această achiziție. Guvernul nostru, care nu se poate să nu fie informat despre situațiune, tace și mereu tace. În sfârșit, ni se dau dintr-un izvor foarte autentic cele mai pozitive asigurări. Și totuși nu credem, nu voim să credem. Ar fi un lucru nemaipomenit ca după ce am primit de bunăvoie urgia războiului, după ce am luat parte frățească la luptă, după ce împreună cu rușii am hotărât soarta războiului. Acum, la încheierea păcii, să perdem o parte din vatra noastră strămoșească. Rusia nu ne poate lua Basarabia pentru că nu are niciun pretext binecuvântat de a ne pedepsi atât de aspru. Iar noi nu i-o putem da pentru că, la urma urmelor, nu avem dreptul de a dispune după placul nostru de această parte din țara noastră. Europa ne-a dat această parte din Basarabia, ne-a înapoiat-o, ne-a pus iarăși unde am fost o odinioară, ca să stăm de pază la gurile Dunării. Europa a avut încredere în noi și dacă voim să ne arătăm vrednici de această încredere, trebuie să stăm de pază și să nu dăm decât morți acest pământ de sub picioarele noastre. Da, chiar dacă Rusia ar fi destul de aspră ca să-l ia de la noi, noi înșine nu îl putem da sub niciun pretext, căci de acest pământ e legată demnitatea noastră de la acest pământ atârnă viitorul nostru. Nu găsim dar nici putința unei forme cuvincioase în care s-ar putea îndeplini trecerea Basarabiei românești sub săpânirea rusească și pentru aceea stăruim a ne îndoi despre temeinicia zgomotelor răspândite și chiar a informațiunilor noastre primite dintr-un izvor atât de autentic. Țara e însă în nedomirire. Acum guvernul trebuie să ne spuie lămurit ce este și ce nu este adevărat. Căci dacă zgomotele răspândite sunt lipsite de temei, este de interesul țării ca nedumirirea zadarnică să se curme numai decât. Iar dacă, în adevăr, ne aflăm față cu eventualitatea retrocedării Basarabiei, trebuie să o știm cu toții. Pentru că, cel puțin acum, să ne gândim, să ne sfătuim și să hotărâm ce este de făcut.